Obișnuiai să faci castele de nisip pe plajă când erai copil? Structura avea un șanț, așa că trebuia să sapi adânc. În timp ce țineai în mână o lopată de plastic, probabil că te gândeai: oare cât de adânc pot să sap? Ei bine, această întrebare a motivat un grup de oameni de știință din Orientul Îndepărtat să facă un experiment. Ei au decis să sape cea mai adâncă gaură din țara lor de origine, China. Obiectivul echipei de foraj este de a ajunge la o adâncime de aproape 10.000 de metri, adică mai mult decât înălțimea Everestului. Locația forajului este la marginea celui de-al doilea cel mai mare deșert nisipos din lume, Taklimakan. Acolo, diferența de temperatură dintre zi și noapte poate depăși 40 de grade Celsius. Foreza este în sine o structură impresionantă. Cântărește aproximativ 550 de tone și are înălțimea unui bloc de 20 de etaje. Este și destul de solidă. Poate susține o greutate echivalentă cu cea a 120 de elefanți adulți. Unul dintre ei a comparat proiectul cu a conduce un camion mare pe două cabluri de oțel subțiri. De aceea se așteaptă ca săpăturile să dureze mai bine de un an. Scopul final este de a fora în sol prin 10 straturi de rocă sedimentară. Sună complicat? Uită-te la orice stâncă și vei observa că are niște dungi de culori diferite. Acestea sunt straturile despre care vorbesc. Fiecare strat de rocă reprezintă o anumită perioadă geologică. Îți amintești de filmul lui Spielberg din 1993, Jurassic Park? Aceea este doar una dintre perioadele geologice. S-a terminat în urmă cu aproximativ 145 de milioane de ani. Dar în Asia Centrală, oamenii de știință nu vor călători atât de departe în timp. Ei speră să ajungă la rocile care datează din perioada Cretacicului. Aceasta este perioada geologică imediat de după Jurassic. A durat până acum 66 de milioane de ani și a fost perioada în care T-Rex încă cutreiera prin America de Nord. Dar de ce să faci o operațiune atât de complicată în primul rând? Un singur obiectiv ar fi o risipă de fonduri. De aceea, inginerii asiatici au mai multe obiective. Ei vor să exploreze structura internă a planetei. Acest lucru implică căutarea de resurse naturale, cum ar fi depozitele de minerale și petrol. Un alt obiectiv este acela de a colecta date științifice privind cutremurele și erupțiile vulcanice. Informațiile îi vor ajuta pe cercetători să prevadă mai bine astfel de evenimente în viitor. Așadar, în spatele acestui proiect de pionierat se află niște obiective pur științifice. Dar nu este primul de acest fel. În inima cercului arctic se află peninsula Kola. Și nu, nu are nimic de a face cu celebra companie de băuturi din Atlanta. Această Kola este o regiune de o impresionantă frumusețe naturală, acoperită de păduri și lacuri, unde se află și o stație de cercetare științifică abandonată. În interiorul acestei clădiri dărăpânate, un capac metalic ruginit iese din beton. Nu pare atât de impresionant astăzi, dar aceasta este priveliștea celei mai adânci găuri făcute de un om de pe planetă. Are o adâncime de peste 12.000 de metri. Este mai adâncă decât Groapa Marianelor, cel mai adânc loc natural de pe Pământ. Oamenii de știință au forat acolo timp de aproape un sfert de secol. Proiectul, început în 1970, a fost închis în cele din urmă în 1995. Dar dacă vei călători în această regiune din apropierea Norvegiei, nu vei fi impresionat de acest puț. Acesta are un diametru de doar 23 de centimetri. Ar fi imposibil să cazi într-o deschidere atât de îngustă. Și în ciuda numerelor aparent impresionante, gaura este destul de puțin adâncă dacă privim la o scară mai mare. Vezi tu, burghiul a trecut prin doar o treime din scoarța terestră. Hai să-ți explic cum stă treaba. Îți amintești de straturile acelea de care am pomenit anterior? Da, așa arată planeta noastră în interior. Pământul e format din trei straturi: scoarță, manta și miez. Scoarța reprezintă doar 1% din masa Pământului și are o grosime de aproximativ 45 de kilometri. Dar în ea se află aproape toată viața pe care o cunoaștem. Cu cât te duci mai adânc, cu atât devine mai fierbinte. În locul în care crusta se întâlnește cu mantaua, temperaturile maxime ajung la 400 de grade Celsius. Există două tipuri de înveliș exterior al Pământului, oceanic și continental. Scoarța este mai subțire pe fundul oceanului, așa că de ce să nu forezi acolo? Ei bine, partea cea mai subțire este de obicei și cea mai adâncă. Asta nu înseamnă că oamenii nu au încercat să foreze pe fundul mării. Americanii au încercat acest lucru în largul coastelor Mexicului în 1961. Forajul subacvatic a fost mai costisitor decât se anticipase. Cei câțiva metri de bazalt pe care cercetătorii au reușit să-i scoată la suprafață au costat circa 40 de milioane de dolari în echivalentul banilor de astăzi. Nu a meritat efortul. Gaura de foraj de la Kola a mâncat și ea bani rapid. Temperatura la adâncimea sa maximă a fost de 180 de grade Celsius, adică de două ori mai mare decât se aștepta echipa de foraj. Mașinăriile lor pur și simplu nu puteau funcționa la o astfel de căldură extremă. La această adâncime, rocile s-au comportat mai mult ca un material plastic decât ca niște roci. Dacă ar fi mers mai adânc, rocile ar fi avut consistența unor caramele supradimensionate. Dar, în schimb, echipa de foraj a dat tot ce a avut mai bun. A inventat chiar și un nou tip de burghiu în care doar vârful se rotea. A existat și un lubrifiant pentru a netezi procesul, adică a fost pompat mult noroi sub presiune în gaură.
Cu toate acestea, nu au reușit. Au renunțat complet oamenii de știință? Nici pe departe. Japonezii au construit o navă acum 20 de ani pentru a fora pe fundul mării și au investit o sumă considerabilă în acest proiect, $1 miliard. Scopul misiunii a fost de a fora în scoarța terestră, acolo unde aceasta este cea mai subțire. Pe fundul oceanului, aceasta are o grosime de mai puțin de 5 km. Dacă echipa japoneză de oameni de știință va reuși, va fi pentru prima dată când oamenii vor recupera in situ roci din mantaua terestră. Ce înseamnă asta? In situ este un termen latin care înseamnă în locul inițial. Singura dată când avem ocazia să vedem cum arată mantaua Pământului este în timpul unei erupții vulcanice. O coloană de manta fierbinte care se ridică la suprafață va forma un vulcan, iar restul e istorie. Dar unde plănuiesc cercetătorii japonezi să foreze? La urma urmei, ei au o navă uriașă, așa că treaba asta ar putea fi oriunde în oceanele Pământului. Ei au restrâns căutarea la 3 locații: Costa Rica, Hawaii sau Baja. În desenele animate, personajele sapă adesea o groapă și ajung în altă țară. Ideea lor este că, din moment ce planeta noastră este rotundă, dacă sapi drept în jos, vei ajunge în cealaltă parte a lumii. Sună interesant, dar această teorie nu are nicio bază în adevăr. Știința știe mai multe despre spațiul cosmic decât despre ce se află sub picioarele noastre. Iar săpatul nu ne va duce prea departe. Temperatura din nucleul planetei noastre depășește 6.000 de grade Celsius. Cele mai rezistente materiale la căldură pe care omenirea le-a dezvoltat pot rezista la aproximativ 4.000 de grade Celsius. Sunt suficiente pentru navele spațiale, dar nu și pentru a călători până în centrul planetei noastre. Dar oare celebrul roman al lui Jules Verne, Călătorie spre centrul Pământului, va deveni vreodată realitate? Deocamdată putem doar să ne imaginăm. Nava care ar duce pe cineva în centrul Pământului ar trebui mai întâi să aibă o termoizolație extrem de bună. Apoi ar trebui să reziste la o presiune de 4.000 de ori mai puternică decât cea exercitată la nivelul mării. Să vorbim și despre finanțe. Costul acestei misiuni ar fi astronomic. Vestea bună este că ai putea să o plătești cu ceea ce găsești în subteran. La o anumită adâncime de 150 de kilometri vei da peste diamante. Acestea se formează atunci când toată căldura și presiunea modifică structura atomilor de carbon. Ultima etapă a călătoriei te va duce prin nucleul Pământului. Aici, temperatura este similară cu cea de pe suprafața Soarelui și ai călători prin fier și nichel topit. Dar acesta nu este cel mai ciudat lucru. Nucleul exterior are o gravitație scăzută. Marea majoritate a masei planetei noastre ar fi deasupra ta. Deci, forța gravitațională ar trage nava ta în sens invers. Viitorii călători spre centrul Pământului ar face bine să aibă un buton de supraalimentare. Aceasta ar fi singura modalitate de a ajunge în nucleul intern al planetei.